Bună ziua, bună ziua! Ce faci, mami? Ești așa supărată? Cu vremea asta. A, deci cum e vremea, așa ești tu, nu? Da. Fac niște varză călită, dar a vrut să-i îmborcan atât de acră. Și am spălat-o aici, am găleat, am tocat-o și am băgat-o în apă rece. Să mai iasă acritura aia, că e prea de tot, prea mult. Dacă am ținut-o în borcan, uite, acolo am scos și o rânză să mai mâncăm și noi. Am zis că mai dăm și noi la prieteni cu trofelie două și să se dezghețe, știi, că ne-am în ladă. Doamne, are săpadă pe ea. Păi dacă a fost un ladă, Leo. Am zis să mai dăm și noi la prieteni, uite, na. Mai dăm care vorbește cu noi și ne sună și comunică cu noi. Am să le trimit și lor la ăștia noștri aproape aici, astra aia. Câte o feliuță de rând. Ai grijă că se pune potopul. Da, se pune. Păi ce să fac? Eu acum fac aici, am pregătit vărzuța, spăl roșiile, ardeiul. Să facem o țără varză călită. Ce? Fac o țără varză călită. Păi ce să fac de mâncare cu jumele, cu alea? Oh, bună ziua! Am spus o rândă să mai dau și noi la plinie cu o felie, dacă mai gândesc. Dorezi? Pune-ne acolo la oameni dacă donezi. Donăm. Dacă donezi rânză... Mamă, dar ce înghețată e. Înghețată, am pus-o și stă acolo două zile să se dezghețe. Așa, așa. Îl fac și eu aici. M-aș donați. Vărzuță. Cu leu? Bă, cătuci, uite ce ceapă mare e cumpărat. Adevărat. Adevărat e. Și dacă vrea puțin să-ți facă varză călită din el. Asta e varza mea. Ce face bieta din el. Mâncă varză. Mami, eu am slăbit 3 kg. Ce? Eu. Te ajut că bucătar. M-am cântărit la David. O să cunoaște la tine. Ce, la mine nu? La tine, nimic. De-aia la David într-o dată, în 2-3 zile, 5 kg în jos. Barză. Am vorbit cu un medic nutriționist, care ne urmărește pe YouTube. Ajută? Da. Au ce ceaiuri. Fugem și eu atunci. Ceaiuri de plante, da. Ceai de plante din ăla verde, știu. Da. Verde? Verde din ăla. Au într-o lună dau jos 5-6 kg. Sau mai bine, nu știu. E bine, așa. Și cu mâncarea cum să facem? Poți să mănânci orice. A, și nu dă ceai, nu mai dă voie da. Să te elimină toate grăsimile. Le-a limit. Alimentează. Elimină. Elimină, da. Hai mă, lume și eu. Deci da, știm că mă. Dacă decidem cu dumneavoastră, trebuie să-l sunăm. Păi și ce trebuie să comandăm? Ceaiul? Da, facem comandă și ne vine acasă. Și cât? Dacă nu mai spune acum. Cât o costa? Cu tu costa să ne străbim o țără, să mai dăm jos. Nu contează banii. Doamne ferește, și dacă ajungem la operație, nu e mai scumpă decât să cumperi un ceai. Așa am încercat măcar o lună și încercați amândoi. Am, da, uite, chiar o să încerc și eu. Că nu e bine dacă nu mănânci și mănânci numai de astea fără carne, nu știu. Organismul nostru e învățat cu carne și alea. Da. Păi și de ce ești așa nervos dacă nu mănânci eu? Aia mi-a zis și femeia. De ce ești nervos? Ești gata să-mi dai... Te gândești la mâncare, da? Să-ți iei o cratiță în cap. Sunt gata să-mi iei o cratiță în cap. Ia de tot ești.
Și are dreptate, așa e. Când stau acasă, mă gândesc la mâncare. Hai să plecăm de acasă, să nu mai ne gândim la mâncare. Hai, 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 tocotorul de nier, dau cu el de pe lângă. Hai, dar pe hai, te-ai gândit la buzunar, te-ai gândit dacă e ceva acolo în el. Sau trec muștele prin el așa, se învârte. Prin portofel. Să învârte. Poate să învârte într-al tău, dar lui tatăl tău nu prea cred. Al meu de sigur e gol. Al tău, da. Uite, de mâine gata. Cred că o să zburăm. Aole. Gata! Văd că n-avem mai. Vezi pe ăsta nervos, își rupe nervii pe varză, am mâncat 6 căpățâni de varză. Grumesc. Da. Chiar că nervos. Nervos la urmă. Da, și mănânc varză nervos. Gata, prieteni, se pune în bijulia. Pune în bijulia? Da. În cameră nu se vede că plouă foarte tare, dar... Să vezi cât pești iau acum. Doamne, ferește. Câți pești? Iau 10 pești de aia mari. 10? Nu știu cât are. 8, 7, nu știu cât... Păi ce faci cu atâta pești? Care sunt mai mari pe ei eu. Că vrei să-ți faci cea din aia, ca un fel de râu aici. Asta era tine dacă mi-aducea un pește de ăsta să am în iarna, ca să bag aici la afumat. Da. Pești la afumat? Da. Știi de care trebuia să iei, din ăla de munte. Ăla se afumă bine. Apa strâmbă? Da. Asta e citofagos. Nu fitofagos, citofagosul tău nu-i atât. Ție-ți place peștele, mă? Mm. Nici tu nu mănânci pește? Nu. Bă, niciunul din neamul ăsta, toți copiii nu mănâncă pește. Eu mănâncă. Nici ăsta. Niciun fel de pește, mă. Da, din neamul lui Jeanu, voi nimeni nu mâncați pește. Copiii și nu poți. Ce mănâncă cu turnița, nu prea îi place doar... Și mai că mi-am mai bagă așa un pic la măcinat. Da. Vitofagos. Ce mai faci cu osul? Bagă, uite, nu știu cât ești aici. Bagă carne de la găleată. Bagă aici. Uite aici. Uite varză. Și iasă varză călită. Am înțeles. Cu carne de la... Cantă. Doamne, așa să mă duc să mai scot. Câinele ce mănâncă și el acum? Salat. Nu mai îmi place de Raider, gata. Afară cu el. Prieteni, donez câine. Cine vrea să-l ia, bagă 1000 de euro jos și gata. Donez dacă 1000 de euro. Păi bagă 1000 de euro jos. Și că are donație. Și că donez câine, bagă, uite cum vine pe stare. Nu, bine, îl donez prieten pe degeaba. Nu mai îmi place. Stă cu o cățea pe fiecare, toată noaptea. O venit pe scalul. L-am ținut în curte și a săpat acolo pe sub poartă. Se tâmpice, nu mai putea să stea în curte. Că știa că-i cățaua afară. S-a îndrăgostit. Donez câinele, băgați 1000 de euro jos. Cine vrea, nu oblig pe toată lumea. Da, mami? Îl donez pe Raider cu 1000 de euro. Da. Dar asta e o șmecherie. Ia 1000 de euro, câinele știe unde-i cac. Pe unde-i drumul ca să vină acasă și se întoarce înapoi. Ce este până îl mai dă drumul? Păi do. Îl lasă în curte. Ăsta e Raider, trebuie să-l lași să se plimbe. Ce freze are? Prieteni, s-a încărcat bucătarul. Cu prinței cam revoltată. Adu-și mie de acolo telefonul meu, David. Vezi că nu ia. Nu ia cuvenit. Bă, auzi, nu-i convine. Oaie să nu cumpăr, pui să nu cumpăr, curcan să nu cumpăr, pește să... A zis pește. Pește mâncăm. La ghivetă. Pa cât, mă? Uite, ăsta e preparat de ei. A, ți-a dat un Marina, bonus. Tu. Uite, preparat de el. Ți-a dat un bonus, da, uite, da. Uite, fac ei. Fac ei pe barcă. Pe barcă îl fac. Da. Vezi cum îmi prepară pescari. Ăsta e un pui de crap acolo. Ține-și pe aici, că trebuie să filmăm și pe canalul cu turnița. Canalul cu turnița? Păi cum? Nu mă aștept. Hai, hai să vedem. Trebuie așa să le scoatem afară. Hai, da lovitura, bucătare. Ia uite-l. Oooo!
bună ziua, sunt pe canalul Cătrănița. Dar e și ea morțit. Așa e poate, în sus, în dreapta. Stau ei acolo, în mașină. Vedeți, David, dacă vezi sânge și alea, nu filmezi, da? Da. Ia uite aici. Dă și nu mangi la pungă. Păi nu e acasă. Nu e acasă. Du-l acolo, la baba, și pregătesc un oră, hai. Ce faci cu atâta pește? Câți pești sunt într-o pungă? Este 3. 3. Sunt 9, nu sunt mulți. Și îți pierde gustul când le ții în ladă. Și mai bine când se aduce mai proaspăt din 3 în 3 zile, 2 zile. Mamă, ce mare e. E somn. Nu pune unde-i simtul. Dă-i cu apă, dă-i cu apă, bucătare. Uite coada lui cum se vă frate. Curăță frumos pe scară, nu e așa, nu e atât. Curățat, gata, nu solzii mei trebuie să trebuie. Așa era un morțidez cum stau în plasă. Aoleu, îi curg ghicrele, ai grijă. Oh. Uite cu tunici. Pești. De-i cu apă. Gata varza, prieteni! Gata, vă linguța, bucătare! Acum, acum. Hai cu bărțe. Doamne, cum arată! Eu mi-aștept peștele. Peștele tău? Da, da. Ia să mă. De cu zimări, ce bagă cu tunița la varză. Cu zimări, e numai lumea. Ia să-mi pui un pic, până aici un pic șoricul ăla, doar atât, ca ce pește nu e. Da, eu așa un pic să nu zice să nu iau. Care da, e șoricul ăsta? Da, așa. Arată pe dată. Băi, de aia, nu știu ce. Rupe și mie un pic de pită la ăla. Păi să tai pe mine. Stai. S-au fost, m-a spălat și eu pe mâini. Asta e lucrare adevărată. Asta da vină de plecat. Vine. Păi era pâine aici pe ea. S-a dus până acasă, dar ești bine. Peștele la saramură. Ce bucă să măria să mâncă și ea pește. E prea acră, Varza. A, păi e una acră de tot. Așa spălat-o și... Ia jeaba. Dar e bună, de ochi. Varza, nu se mănâncă cu furculița. Cu ce? Cu mâna. Mă duc să-mi aduc un ardei, uite. Oooo! M-a venit o țică.
mega prieten cu un ardei, uite asta. Asta. Și cum e tot, ia mănâncă ăsta. Uite! Da. Mamă, ce e. La ce de gândă, că nu mă de fapt. Ce să e? Tu i-a bat acum, vrei? Nu, păi nu, că știi și eu peștele frumos. Așa, prieten. Atunci, prieten, revenim pe canalul meu, prieten, cu peștele fript, întins în mujdei. Așa cum prepară cu trința mujdeiul ei, dar cred că băgăm ardei iute în mujdei cu trința. Da. Hai, noapte bună, prieten, și noapte bună, la revedere.